Eu n-am intrat în politică de dragul politicii, ca să fac o carieră în politică. Am intrat în politică și într-un partid ca să fac niște lucruri pentru oameni. De altfel, eu totdeauna am spus, oricât de dificil, de dur ar părea pentru colegi din partid, pentru mine un partid politic nu e un scop în sine, e un mijloc, e un instrument prin care să faci lucruri. De la România pornește și Europa pentru mine. Eu sunt european pentru că sunt român. Eu mă consider cetățean european pentru că m-am născut în România și pentru că am crescut aici și pentru că România este în Uniunea Europeană nu doar geografic, ci și cultural și istoric și acum e cumva și instituțional. Deci, pentru mine nu există Europa în afara României, pentru că dacă ar fi existat, eu n-aș mai fi rămas să locuiesc în România. Eu am făcut o parte din studii, am petrecut în total probabil cam un an și jumătate, 2 ani în Franța, unde am cunoscut-o și pe Valerie, care mi-a devenit soție apoi, dar nu mi-am pus problema să mă mut din România în Franța și să locuiesc acolo sau în altă parte. Am locuit 5 ani de zile la Bruxelles cât am fost comisar european pentru că m-a obligat jobul, dar nu știu dacă aș fi putut petrece mai mult de cei 5 ani. L-am cunoscut cu Dacian și ce frumos a fost este că el era în Franța și atunci m-a fi așteptat să vrea să rămân în Franța, dar nu. Și el vrea să se întoarcă în România, că are un defect major și anume că este foarte, foarte patriot. Și de asta când am venit pentru prima dată în România, în satele românești, am fost efectiv nebunie. Frumos primirea oamenilor, am învățat limba și atunci lucrurile a decurs foarte natural. Valorile spirituale sunt legate de viața la bunici și de familia asta a bunicilor și de cei pe care i-am întâlnit acolo la Pericei. Animalele, agricultura, natura sunt clar, direct legate de perioada pe care am petrecut-o la Pericei și de mediul în care am crescut. Altfel spus, mie mi-era greu să-mi imaginez viața normală altfel decât cu natură și cu animale. Perioadele la oraș erau un fel de intermezzo, un fel de ieșire din cadrul meu natural, din identitatea mea. Era o ieșire pentru că trebuia să merg la școală, pentru că trebuia să învăț anumite lucruri, dar referința mea era cu animalele, cu natura, cu pământul, cu plantele, cu copacii, cu via. Muntele nu te iartă. Eu aș spune, în general, natura nu ne iartă. Și doar că nu vrem noi să realizăm, dar chiar și în mediul nostru mai larg. Apropo de politicile de mediu, când poluăm, când poluăm solul, apa, când avem un impact și reducem masiv biodiversitatea, pe termen mediu, pe termen lung, natura nu ne iartă, noi plătim prețul. De asta eu am învățat în copilărie, în tinerețe, pe vremea comunismului, că noi trebuie să ne batem cu natura, să cucerim natura, ca să realizez apoi că, de fapt, noi trebuie să găsim modalitatea ca să trăim în armonie cu natura, în echilibru cu natura, pentru că noi nu putem, e o iluzie că noi putem cuceri natura. La un moment sau altul, dacă creăm dezechilibre prea mari în natură, ele se întorc împotriva noastră. Din 2007 până în 2017, eu nu mi-am pus problema să fac o carieră politică. Au venit succesiv anumite oportunități, propuneri și după ce le-am analizat, le-am acceptat. Și am tratat responsabilitățile acestea cu profilul moral și etic pe care eu îl aveam și îl am, așa cum am fost educat din copilărie. Deci nu, din afară nimeni nu o să ne fure nimic decât în măsura în care noi renunțăm la ceea ce considerăm noi că e important pentru identitatea noastră. Nici tăiatul porcului, nici Crăciunul, nici Paștile, nici, eu știu, produsele naturale, alimentare,
nici portul tradițional. Eu aici, când sunt sărbători și când mai mergem la biserică sau mai vine lumea pe aici, noi ne luăm cămești tradiționale în mod natural. Partidul Reper vrea să lucreze și să-i sprijine pe cei care fac lucruri, pe oamenii care produc, oamenii care mișcă lucrurile în general, pentru că nu-i vorba doar de economie, ci și de partea socială, oamenii activi. Noi pornim de la ideea că înainte de a împărți, celorlalți trebuie să produci. Ca să produci, trebuie să creezi un cadru în care mediul de afaceri, oamenii de business, să simtă confortabil să producă, dar nu uitând de mediul social în care ei acționează. Adică ideile de business trebuie să fie adaptate și la niște proiecte sociale. Atunci când noi spunem că vrem să sprijinim mediul de business să producă în România, ne gândim și la acel mediu de business care acum finanțează ONG-uri cu proiecte sociale, cu proiecte pe educație, cu proiecte pe sănătate, de mediul de business care finanțează proiecte sociale pentru a implementa politici sociale, pentru a reduce abandonul școlar, pentru a oferi oportunități părții alea de Românie uitată, Românie săracă, la care nu ajung resursele astea și partea asta, bogăția asta produsă de când România a intrat în Uniunea Europeană și noi ne uităm la cifre macro și spunem că da, în România PIB-ul cred că s-a triplat de când am intrat în Uniunea Europeană, dar e o parte de România la care n-a ajuns încă bunăstarea asta. Sau unii dintre ei au trebuit să plece din țară ca să ajungă bunăstarea la ei. Deci ăsta e proiectul meu politic. O Românie mai puternică și o Românie evoluată și o Românie mai activă într-o Uniune Europeană reformată. Pentru că da, Uniunea Europeană are nevoie să evolueze în mod clar. Eu nu sunt mulțumit cu felul în care funcționează Uniunea Europeană acum. În mandatul pe care îl termin acum de europarlamentar am mai schimbat niște lucruri, am creat premisele altor schimbări care trebuie să continuate. Dacian Cioloș, candidat al Partidului Reper la alegerile europarlamentare. Votează oameni serioși, pentru că treaba e serioasă.